Binecuvântat să fie Domnul! Amin! Dragii mei, frați și surori, iubită biserică, de aici de unde s-a citit cuvântul Domnului de la Romani, la capitolul 13, spune oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu fie de la Dumnezeu și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. Amin! Amin. De aceea, cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu și își vor lua o sânda. Dragii mei, știți că data trecută am vorbit despre diferențe între cultul pentecostal și bisericile dizidente. Și am pus eu așa mai multe puncte. Eu am adus diferențele acestea pentru a aduce pocăință și în privința bisericilor dizidente și în privința bisericilor cult. Să văd unde sunt în partea asta scăzăminte și unde trebuie corectate, unde sunt în partea asta altă puncte forte și de unde poate să învețe unul de la altul. Acum, un punct foarte important este punctul acesta al rânduierii în biserică. Pentru că zice aici, cine se împotrivește rânduierii puse de Dumnezeu, își vor lua o sânda. Deci asta înseamnă că Dumnezeu are o rânduială a Lui pe care o așează în biserică. Acum, în privința rânduierii acesteia, dragii mei, bisericile dizidente au cea mai mare problemă. În bisericile dizidente, de multe ori, este cea mai mare neorânduială sau dezorganizare. Dar asta nu din pricina faptului că sunt fără cult, ci pur și simplu asta se întâmplă. Nu că în toate celelalte biserici pentecostale este o rânduială bună, pentru că sunt și biserici din cultul pentecostal care au probleme cu rânduiala, dar preponderent sau predominant în cea mai mare măsură, problema aceasta a neorânduirii se găsește în bisericile dizidente și mai ales în bisericile de români. Și acum, cum ar trebui să fie o rânduială biblică după voia lui Dumnezeu sau cum ar trebui să se manifeste rânduiala aceasta sau de ce avem ca și pentecostal nevoie de rânduială? În ce anume trebuie să fim rânduiți, dragii mei, în serviciile de închinare trebuie să existe o liniște și o disciplină și trebuie ca programul să nu fie perturbat. Deci cei care cântă trebuie să poată să cânte cu toată inima fără să fie întrerupți, cei care predică să predice cu toată inima fără să fie întrerupți, cei care prorocesc, la fel, adică slujbele trebuie să nu fie perturbate și să nu fie întrerupte. La 1 Corinteni, la capitolul 14, cu versetul 3, zice așa, căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduierii, ci al păcii ca în toate bisericile sfinților. Deci, spune că în bisericile sfinților este rânduială. 1 Corinteni 14 cu 33. Deci asta înseamnă că neorânduiala din biserici, din ce motiv vine? Datorită sfințirii bisericii? Nu, datorită nesfințirii noastre. Datorită faptului că nu umblăm călăuziți de Duhul, vine problema neorânduierii. Căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduierii, ci al păcii ca în toate bisericile sfinților. Deci în bisericile sfinților este rânduială. În bisericile nesfinților, ca să zic așa, nu este rânduială. De aceea, dacă într-o biserică nu este rânduială, înseamnă că e o problemă de sfințire. Pentru că atunci când Dumnezeu te sfințește, când îți sfințește mintea, când îți sfințește inima, El te face în așa fel încât să fii un om rânduit. Deci asta ce înseamnă, dragii mei? Asta ce înseamnă rânduiala aceasta? Trebuie ca fiecare mădular în parte. Deci, acum, problema rânduielii o pun pe două paliere. Responsabilitatea membrilor în privința rânduielii și responsabilitatea păstorului. Asta cum înseamnă? Membrii, fiecare dintre noi trebuie să fim responsabili ca în biserică să fie o bună armonie. Să nu vorbim de întrebați, să nu întrerupem pe cineva în timp ce face o slujbă ca să spunem noi altceva. La un moment dat am fost într-o biserică, acum cu fratele Simeon, și în timpul slujbei un om s-a trezit că vrea să spună ceva. Frate, vreau să spun și eu ceva. Și fratele păstor a spus nu, l-a dat afară. A zis, poți să ieși afară dacă nu încetezi. Omul a ieșit afară supărat. Acum, eu am stat mult și m-am gândit cine a fost de vină sau cine a avut dreptate.
Și a zis așa, măi, m-am gândit, nu trebuia să fie așa dur cu el, pentru că omul ăla, cine știe, poate nu mai vine la biserică. Dar m-am gândit și pe de altă parte, pentru că am văzut în altă biserică, tot timpul era un om acolo, care participa la serviciile religioase, când să vorbea ceva, când să predica ceva, tot timpul avea ceva de spus, dar un om nenăscut din nou, un om nemântuit. Și îi spunea bodyburner lui care treceau prin cap. Și păstorul, ca să nu-l supere, cumva să nu mai vină la biserică, lăsa să spună omul ăla ce trecea din cap și după aia ce trecea prin cap și după aia continua. Dar pentru ceilalți care veneau la serviciile astea de închinare, care erau spirituali, îi deranja lucrul ăsta. Deci să-l auzi pe ăla că spune toate bălările lui când tu vii și ascunzi cuvântul lui Dumnezeu. Deci pentru cei spirituali era un deranj. Chiar dacă, cum să spun, era suportat ca să nu se piardă el, dar pentru ceilalți era un deranj. Și acum, dacă lași pe oricine să spună orice ca să nu se supere, sau să facă orice ca să nu se supere, e problema că se deranjează bună rânduiala lui Dumnezeu. Dacă nu lași să facă ce vrea ei, este problema că se supără ei și se pierde. De aceea, în privința aceasta, trebuie un echilibru și e foarte greu să găsești echilibru potrivit, încât să ai o rânduială în biserică, să ții o rânduială în biserică și în același timp oamenii să nu se supere datorită faptului că s-a impus acea rânduială. E foarte greu să fii, mă gândesc, în poziția unui păstor și să fii nevoit, să fii obligat de Cuvântul lui Dumnezeu să faci rânduială în biserică. Pentru că știi că Cuvântul lui Dumnezeu îți cere să faci rânduială, dar de asemenea știi că cei asupra cărora va fi exercitată rânduiala se vor supăra pe tine. Dacă le zici nu mai ieșiți pe ușă, dacă le zici nu mai faceți gălăgie, dacă le zici cu tare și cu tare, oamenii cred, mă, dar păstorul e ceva în neregulă cu el. Nu. Nu e nimic în neregulă cu el, doar vrea să fie rânduială în biserică, că așa spune Biblia, să fie rânduială în biserică. Și de multe ori păstorul se găsește constrâns. Pe de-o parte, Cuvântul lui Dumnezeu îl împinge cu ușa și zice fă rânduială în biserică, pe de altă parte e împins cu ușa de membri care nu vor să aibă rânduială. Dragii mei, în bisericile lui Dumnezeu trebuie rânduială, indiferent de ce palier sunt, că sunt biserici libere, că sunt biserici într-o organizație, că sunt biserici cu cult, că sunt fără cult, rânduiala este în Biblie. Rânduiala nu este rânduiala unui cult, ci rânduiala este biblică. Faptul că de cele mai multe ori se întâmplă ca în bisericile disidențe să fie neorânduială, nu e din pricina faptului că nu sunt înscrise într-o organizație, ci fiecare grupare, fiecare organizație au probleme preponderente, ca să zic așa. Și înscrierea într-o organizație n-ar rezolva acele probleme. Faptul că o biserică s-ar înscrie într-o organizație, problemele nu se rezolvă automat, ci problemele se rezolvă prin disciplină, prin disciplinarea bisericii, prin educarea bisericii, prin învățarea bisericii, prin discuții, prin conversații, prin mustrare, dacă este nevoie, de multe ori să ajunge și acolo. Dă-i putere, Doamne Iisus, vorbește. Dragii mei, în biserică nu trebuie să fie gălăgie. În biserică nu trebuie să fie gălăgie. Acum mă întreb și eu cum o să procedez când soția o să nască. Știți ce m-am gândit? Trebuie rugăciune și în privința aceasta, să ne rugăm pentru copiii care plâng în biserică. Într-adevăr, sunt o problemă, sunt un deranj, dar trebuie să ne rugăm. Pe de altă parte, vedeți noastră, spune cuvântul că e o binecuvântare pentru copii să fie în casa Domnului. Nu spune, arată cuvântul că e o binecuvântare. Dar pe altă parte, pentru noi care ne deranjează cu plânsetele lor, poate să fie o stare de supărare. De aceea ce trebuie să facem? Să ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze la inima lor, să fie liniștiți, să fie cuminți și de asemenea mamele trebuie să fie responsabile atâta cât ține de ele și cât pot fiecare mamă să-și țină copilul aproape, să-l învețe cât poate. Este o stare care nu mai poate practic. Copilul începe să plângă și nu mai îl controlează nimeni. Dar mama cât poate și acasă trebuie să le duce, trebuie să-l învețe, trebuie să-l disciplineze, trebuie să-l supravegheze și copilul să nu fie lăsat să facă ce vrea el. Acum, eu mă rog Domnului, te rog,
mărește tu clădirea bisericii să poată construi și o cameră pentru mama cu copilul. Nu știu dacă e o rugăciune bună, dar eu așa am simțit să mă rog, pentru că văd nevoia aceasta. De multe ori programul este deranjat de copii și atunci eu zic mai bine, mă rog, Doamne, ajută-ne Tu să mai facem o cameră pentru mama și copilul, ca în felul acesta și copiii să poată să fie prezenți și să nu mai deranjeze ceilalți membri. Și cred că ar fi o rugăciune bună înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu al rânduielii, binecuvântat să fie numele Domnului nostru Iisus Hristos. Apoi, alt lucru despre care vreau să vorbesc, este problema disciplinii în biserică sau problema mustrării în biserică. Dragii mei, frați și surori, am auzit de multe ori că mustrarea este calea vieții și că mustrarea este lăsată de Dumnezeu și așa este, asta spune Biblia. Dar vedeți dumneavoastră, pentru cel care e mustrat, lucrurile nu mai sunt așa de ușoare sau nu mai sunt așa de clare, pentru că știți ce se întâmplă? Am văzut cum este administrată mustrarea în bisericile cu cult. Păi un om care e mustrat într-o biserică cu cult, să dă o circulare, sună pe la tot și spune nu mai primiți să predice în biserică, să cânte, să facă nicio slujbă, pentru că se face vinovat de păcatul cu tare. Și atunci nicio biserică nu mai pune să slujească. Dar în momentul în care un om trăiește în anumite lucruri care nu sunt bune, în bisericile disidente de multe ori se întreg care să-l cheme la slujire, dacă e cântăreț să cânte, dacă e predicator să vorbească din cuvânt, dacă e proroc să prorocească și tot așa. Și lucruri care sunt, oameni care sunt vinovați de lucruri groaznice, de lucruri foarte urâte. Am văzut pe unul, Cornel Dărbășan, de la Adventism, mă uitam înainte la Speranța, avea predici în direct, predica cuvântul Domnului, frumos vorbea din cuvânt, după aceea l-au apucat vergăunii la cap și a lăsat nevasta. Spunea fratele de Gărgăuni, și-a lăsat nevasta, după aia și-a făcut video pe YouTube, după 2-3 ani, cum s-a căsătorit cu alta, zice, nuntă Cornel Dărbășan. Și ăștia de la Renovație, de la București, l-au chemat să predice. Altul, Petrică Cuțuțui, la fel. L-am văzut tot pe la Renovație, cred că l-am văzut, și pe la nu știu ce biserici care l-au chemat. Și exemplele pot continua. Dar un om, dragii mei, care a făcut păcate grosolane, păcate izbitoare și despre care nu există dubiu că le-a făcut, adică să știe clar că le-a făcut, trebuie să existe o disciplinare bazată pe cuvântul lui Dumnezeu. În așa fel, măi, dacă știi că un om nu trăiește după voia lui Dumnezeu, nu mai chem să prorocească, nu mai chem să cânte, nu mai chem să predice. De multe ori, în biserică dizidente e o problemă. Să întrec care să cheme. Să întrec lucrul ăsta nu-i bine. Trebuie și bisericile dizidente să ia o măsură pe baza Scripturii, pe baza Cuvântului Dumnezeu, ca frații care nu trăiesc conform cu voia lui Dumnezeu să nu mai fie pus la slujire. Dar nu să facă presiune asupra păstorului. Frate, dacă nu fac o cântare, nu cam așa de pe mine. Mă întind pe jos pe aici și dau din mâini dacă nu mă lași să cânt o cântare. Nu. Atunci când omul Dumnezeu dă o, cum să spun, o măsură de disciplină, biserica trebuie să fie de acord. Nu trebuie să sară biserica în cap, frate, lasă-l să cânte, lasă-l să facă cântare în slujbă, lasă-l să... Adică să tragi de păstor, să pui presiuni ca să lase la slujbă pe un om care nu trebuie să facă slujbă, indiferent care e slujba aceea. Pentru că o faci spre răul lui. Că el dacă vine și face o anumită slujbă și nu-i după voia lui Dumnezeu, el o face spre răul lui, spre o sânta lui. Nu-l ajută cu nimic să facă slujba respectivă dacă el nu trăiește după voia lui Dumnezeu, dacă el nu este după voia lui Dumnezeu. Amin. Deci trebuie să existe o disciplină în biserică, dragii mei, și la nivel de mustrare. Atunci când păstorul dă o anumită rezoluție cu privire la un mădular și spune, fratele acesta nu mai poate să ia cina în 2 luni. Dar nu pe motiv că a avut legături cu soția lui. Da? Că
Unii se pot opri de la cină din cauza aceasta. Dacă ai legături cu Sfinția, nu mai poți să te apropii de cină, dacă n-ai avut 3 zile și așa. Nu, dar e o disciplină pe care o dă biserica pentru păcat. Și disciplina aceea trebuie respectată și de ceilalți membri. Adică nu înseamnă că conducerea bisericii este rea pentru că a aplicat o anumită disciplină. Dar disciplina este necesară și este sănătoasă pentru vindecarea bisericii și pentru bunul mers al bisericii, binecuvântat să fie Domnul. Amin. Aici exemplele pot continua foarte mult pe latura aceasta. Pot continua foarte mult pe latura aceasta cu privire la oameni compromiși care după ce s-au compromis, s-au plecat din biserici cu cult și au mers la biserici fără cult. Și invers. Invers sunt de exemplu mai puține. Când au mers de la fără cult, s-au dus la cult. Și cum era înainte, că dacă plecai din România, pe timpul lui Ceaușescu, fugeau unii în America și dintre pocăiți erau care erau persecutați religioși. Și când îi întrebau de ce ați venit în America, zice, am fost persecutați religioși, le dădea viză și primea. Dar erau unii care nu erau creștini și ziceau și ei, am fost persecutați religios, pe motiv de credință venim aici. Și le dădea și la azil politic și le dădea case și le dădea posibilitatea de angajare, că ziceau că au fost persecutați religios. Așa se întâmplă de multe ori cu frați care, din pricina păcatului, sunt dați afară din biserică cu cult, și apoi se duc în biserici fără cult și zic, am plecat de la aia cu cult că ei au prins lucrarea Duhului Sfânt. Sau am plecat de la aia că ea nu mă lasă să predic adevărul. Chiar așa, dar adevărul din viața ta, ca proroc sau ca predicator, concordă cu adevărul Bibliei. Adică trăiești după voia lui Dumnezeu. Ai fost dat de bun ce ești afară, sau ai fost pus sub disciplină de bun ce ești, sau ai fost pus sub disciplină din cauza păcatelor. Și mulți au plecat din cauza păcatelor și s-au dus în alte biserici care n-au știut despre ei, n-au știut istoria lor sau care le-a permis să slujească, deși trăiau într-un fel anume. Dragii mei, când nu există o disciplină la nivel de biserici, indiferent penticostale cu cult, penticostale fără cult, se încurajează păcatul. De ce se încurajează păcatul? Pentru că dacă unul care trăiește în păcat ar pleca din biserica aceasta, dacă ar fi peste tot o disciplină biblică, el dacă s-ar duce în altă biserică și nu l-ar pune nici ea să slujească, nu l-ar pune nici ea să slujească, nu l-ar pune nici ea să slujească, ar veni înapoi și s-ar pocăi. Dar dacă unul cade în păcat și el se duce să slujească în altă biserică, și ea îl primesc, el alții îl primesc, că el alții îl primesc. Și ce zice? A, pe păstorul meu e rău, că nu m-a lăsat să slujească. Că ăștia alții mă lasă. Dacă în tot să onesc și țin hotărârea pe care a luat-o păstorul care l-a disciplinat pe membru respectiv, atunci păcatul nu se mai propagă. Amin? Amin. Dragii mei, am văzut frați, chiar fratele Marcel spunea de un frate, care a zis că dacă nu ești scris în registrul lor de membri, zice că nu știe Domnul de unde să te ia. Nu zice așa un frate, frate. Amin, așa zic. Așa zic. Dacă nu ești scris în registrul de membri, nu știe Domnul de unde să te ia. Și acum e problema asta. Cu cult sau fără cult de registru, cu registru de membri sau fără registru de membri. Dragii mei, în cuvântul Domnului în Evrei, la capitolul 12, cu versetul 23, scrie așa. De biserica celor întâi născuți, care sunt scriși în ceruri de Dumnezeu, judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți făcuți de săvârșiți. Deci zice așa, biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri de Dumnezeu. Dragii mei, deci zice că Dumnezeu scrie în ceruri, nu omul. Deci Dumnezeu scrie, pe fiecare om îl scrie în ceruri. Pe cine scrie în ceruri Dumnezeu? Pe cei care se pocăiesc și pe cei care se pregătesc pentru venirea Domnului. Amin. Spunea fratele Simon când a fost aici, de sora Camelia și bărbatul său, fratele Sorin, că au avut un vis. Și a văzut un Dumnezeu, le scria numele acolo în cartea lui, în cartea vieții. Fratele Sorin și sora Camelia. Deci Dumnezeu e cel care scrie numele. Faptul că unii oameni scriu numele în catastifele lor, registru de membri. Daniel, registru de membri. Marcel, registru de membri.
fratele Pampi, registrul de membri, fratele Ardelean. Faptul că sunt scrise acolo sau nu sunt scrise acolo, asta nu are, nu are nicio legătură cu ceea ce Dumnezeu scrie în ceruri. De ce? Pentru că numele tău poate fi scris într-un registru de membri omenesc și în registrul acela să nu fie nicio abatere scrisă, dacă tu trăiești în păcate ascunse. Dar în registrul Dumnezeu tu să nu fii scris. De aceea fiecare să se întrebe și din cei de aici și din cei care ne urmăresc pe YouTube, este numele tău scris de Dumnezeu în ceruri? A scris Dumnezeu numele tău în ceruri? Și dacă tu afirmi și zici, merg de 11 ani la biserică, merg de 10 ani, merg de 20 de ani, întreb, ești sigur sau ești sigură că numele tău este scris în ceruri? Dacă nu ești sigur, dacă nu ești sigură, de ce nu ești sigur? De ce nu ești sigură? Adică ce anume mai trebuie să faci în apropierea ta de Dumnezeu? Cum anume trebuie să-L cauți ca să primești certitudinea, să primești confirmarea că numele tău este scris în ceruri? Dragii mei, fiecare mădular în parte trebuie să-L caute pe Dumnezeu, trebuie să caute să aibă o asemenea apropiere de Dumnezeu încât să primească confirmarea aceasta și să primească siguranța că numele Lui este scris în ceruri. Pentru că noi nu venim degeaba la biserică. Amin. Noi trebuie să fim siguri că numele noastre sunt scrise în ceruri. Tu trebuie să fii sigur că numele tău este scris în ceruri. Dacă este sau nu scris într-un catastif omenesc, lucrul acesta nu contează prea mult. Poate să fie scris, poate să nu fie scris. Dar e important să fie scris în ceruri de Dumnezeu, binecuvântat să fie. Amin. În multe biserici, fără cult sau dizidente, cum să mai numesc, e problemă cu nivelul volumului decibelilor la cântări. De multe ori cântările negativele sunt mai tari decât vocea. Nu este, lucrul acesta nu este normal și este o neorânduială. Lucrul ăsta e o lipsă de rânduială. Nu-i place nici lui Dumnezeu și sună urât și pentru urechea umană. Trebuie ca nivelul negativelor, nivelul sunetului să fie mai jos decât vocea. Vocea să se audă mai tare. Amin. Decât negativul. Nu negativul să se audă mai tare. Sună foarte urât la ureche pentru oricine aude lucrul acesta, pentru cine aude că negativele sunt date mai tare. De asemenea, trebuie să fim atenți la reclame care apar în timpul negativelor. Când pornim un negativ, trebuie să pornim cu sunetul dat foarte încet. Și dacă rulează o reclamă, stăm până rulează reclama și după ce a rulat reclama respectivă, după aia ridicăm volumul ca să nu se audă reclama respectivă în biserică, să audă toți membrii reclamă la Coca-Cola. Că nu ne-am strâns ca să ascultăm despre Coca-Cola sau despre altceva și să auzim despre Iisus. Dar dacă dai drumul la negativ și pe negativul ăla apare o reclamă, e ceva neplăcut pentru biserică să se audă lucrul acesta. De aceea mai bine dai drumul la o reclamă încet, dai drumul încet și după aia când vezi că s-a dus reclama respectivă, conectezi în boxă și se aude mai tare și poți să cânti. Deci lucrul acesta e o problemă de rânduială pe care trebuie să o explic pentru că Dumnezeu îmi spune să vă spun lucrul acesta, ca în felul acesta să ne punem în rânduială, să fim în rânduială, să fim după voia lui Dumnezeu. Și cred că Dumnezeu se va bucura, sunt sigur că Dumnezeu se va bucura dacă noi ne punem în rânduială. Atât noi din biserica aceasta, cât și cei care ne ascultă pe YouTube și unde există problema aceasta a zgomotului infernal. Dumnezeu nu iubește zgomotul acesta infernal. Dumnezeu vrea să-i cântăm din toată inima, vrea să ne bucurăm din toată inima, ne putem folosi și de negative, dar să nu există un exces în privința acestor negative, să le folosim într-un mod haotic, într-un mod, să nu folosesc alt cuvânt, un mod care nu-i place lui Dumnezeu, dragii mei. În privința programelor, e bine ca o biserică să aibă un program stabilit. Fraților, ne adunăm de la ora 6, de obicei până pe la 8. Dar, de asemenea, trebuie ca Duhul Sfânt să aibă libertate să lucreze dacă El vrea să lucreze mai mult. De exemplu, dacă vine un frate în mijlocul nostru și fratele are un dar de predicare, are un cuvânt minunat din partea lui Dumnezeu și vine de la 1000 de kilometri, vine din Anglia, să zicem, și în timpul programului mai e jumătate de oră și vine fratele pe ultima bancă și fratele Daniel e la învol.
Și eu îl văd pe fratele, că e predicatorul, îl văd cu Biblia în mână și zic, a, fraților, am mai venit un frate slujitor aici, dar dacă tot sunt eu aici la învon, îmi mai dau și lui 5 minute să predice. Nu-i bun lucrul acesta, nu? Adică în felul acesta, eu resping ceea ce Dumnezeu vrea să facă prin fratele ăla pe care l-a trimis de la mii de kilometri. Așa, așa se întâmplă în multe biserici cu cult. Că acum spun și problema care sunt în unele biserici cu cult. Aici bisericile fără cult au un punct în plus. În bisericile fără cult există o mai mare înțelegere asupra acestui fenomen, asupra acestei stări. De obicei, în bisericile fără cult există mai multă libertate ca slujitorii Domnului să-și pună în negoț, talanții și darurile pe care le-au primit. În multe biserici cu cult am întâlnit problema aceasta și viclenia unor lucrători care vede că au venit slujitori la ei și își continuă programul lor. Pune corul să cânte, spune el acolo un cuvânt 15-20 de minute, mai pune unul, doi din sală și după aia zice, păi fraților, îl avem și pe fratele Daniel printre noi, sau pe alt frate, dar timpul este dușmanul nostru și nu mai avem timp decât să-i dăm 15 minute la sfârșit. Lucrul acesta nu este după voia lui Dumnezeu. Când un slujitor vine într-o biserică, trebuie să beneficieze de tot ceea ce are slujitorul respectiv. Fie că e cântăresc, proroc sau predicator, dacă nu există bunăvoință din partea unora care slujesc în biserica locală să renunțe ei la slujire și să lasă pe fratele oaspete, atunci trebuie prelungit programul. Măi, nu pot să renunț la predica mea, nu pot să renunț la locul meu, prelungesc programul cu jumătate de oră. Și stăm toți în prezența lui Dumnezeu și ascultăm tot ceea ce a dat Dumnezeu la fratele să spună, până termină. Și în felul acesta biserica va fi binecuvântată, binecuvântată să fie Domnul. Amin. Când am fost la Turcia cu fratele Simeon, am stat o oră la Rahmanu, biserică la nevastă mea, de la 6 la 7, cât am mai vorbit fratele Simeon, s-a făcut 7:30, cred, când am plecat pe drum și am ajuns după ora 8 acolo în biserică la... în partea cealaltă, la Ciucurova. Acum era cam târziu ceasul, când ajunsese, nu mai era mult timp. Dar fratele de acolo zice, fraților, zice, dacă avem frații aceștia între noi, zice, hai să stăm, zice, să-i ascultăm și pe ei, zice, să dea fratele Daniel un îndemn și pe aia să-l pune și pe fratele Simon să aibă un cuvânt. Și a zis, frate, e târziu ceasul, nu mai dai un îndemn, să vorbească fratele Simon. Și am făcut bine și fratele a avut cel puțin o oră de slujire. Și toată biserica a stat și a ascultat și s-au dus cu el afară și s-au mărturisit și a fost niște rugăciuni puternice și elibere și așa. De ce s-a întâmplat lucrul acesta? Pentru că păstorul lor a fost un om care a iubit lucrarea Duhului Sfânt. Și a zis, dacă frații ăștia sunt aici, vrem să primim din partea lor, chiar dacă timpul e înaintat, vrem să stăm până când îi slujesc. E așa, trebuie, dragii mei, să fie în toate bisericile și toți păstorii trebuie să aibă deschiderea aceasta. De multe ori, în multe biserici cu cult, păstorii sunt cei mai grăbiți. Fraților, ne grăbim, îl mai lăsăm și pe fratele 15 minute și după aia trebuie să facem încheierea să nu cumva să depășim un minut, că să supără Dumnezeu. Păstorii se grăbesc mai tare decât membrii. Ei, parcă abia așteaptă să plece acasă. Dar mă întreb, ce-o face ei pe oameni acasă? Ce-o face acasă de să grăbesc așa, de zic că îi mai dă la fratele 10 minute? Să grăbesc să citească Biblia oare? Să grăbesc să facă spălarea picioarelor la bolnav, să grăbesc să se ducă la săraci, unde să grăbesc așa, de vor să fie atât de repede biserica, să nu mai prelungească 10 minute, 15 minute, 20 de minute pentru un slujitor care a venit în mijloc. Foamea, firea, lucrurile acestea nu sunt bune înaintea lui Dumnezeu, dragii mei. Un slujitor al Dumnezeu trebuie să fie primul care vrea să stea cel mai mult. Trebuie să fie primul care are cea mai multă răbdare să stea. Cum am spus că de obicei, în bisericile dizidente, există o mai mare deschidere în privința aceasta și o atitudine mai biblică față de slujitori care vin să slujească. Adică, de multe ori, mulți zic, frate, renunț eu la slujire și las pe frate. În bisericile fără cult, mai rar se întâmplă așa.
În biserică cu cult mai rar se întâmplă așa, au programul lor, au rânduiala lor, dacă vii din altă parte, îți dă puțin să vorbești. Dar mai sunt și excepții, mai sunt și excepții. Dragii mei, apoi vreau să vă mai spun o diferență dintre bisericile cu cult și bisericile fără cult. În bisericile cu cult, de obicei, slujitorii au mai multe drepturi, ca să zic așa. Adică, înainte era regula că dacă aveai 200 de membri, puteai să fii păstor. Acum s-a scăzut la 100 de membri. Și un păstor are dreptul să primească salariul din partea statului. Deci statul român oferă la păstorii penticostali salariul. Dar nu toți au, dar au dreptul. Toți au dreptul să aplice pentru a avea salariul. Când slujitorii dizidenți nu au dreptul să aplice salariul pentru că nu există un statut juridic de organizare și nu se dă drepturi la păstorii dizidenți. Pe de-o parte, vedeți dumneavoastră, pe de-o parte lucrul acesta este și bun și rău. Și o să vă explic de ce este bun și de ce este rău. Pe de-o parte, un păstor care are salariu sau are sponsorizare din partea statului sau din partea bisericii, are mai mult timp să se ocupe pentru lucrare. El având salariu, are timp să meargă la văduve, are timp să ducă la orfani, să se ducă pe la membri, să se roage cu ei, să consilieze, are timp să facă evanghelizare, pe când unul care nu are salariu și trebuie să lucreze, el trebuie să lucreze și nu va mai avea așa de mult timp de lucrare. Deci, pe de-o parte, îi bine lucrarea aceasta că sunt sponsorizați unii lucrători chiar de stat. Pe de altă parte, poate deveni o cursă și poate deveni o capcană, pentru că în felul acesta devine o metodă de constrângere în mâna unora și zice, dacă nu predici ca noi, dacă nu vorbești ca noi, nu vei mai vedea salariul. Și atunci, unii sunt constrânși în felul acesta și ajung să schimbe credințările, să schimbe felul de a vedea lucrurile datorită unui punct de bani. Și de aceea, pe de-o parte, pot fi avantajați din punct de vedere spiritual cei care nu sunt sponsorizați în lucrare niciun fel, pentru că sunt liberi să predice tot ceea ce le dă Dumnezeu și tot ceea ce le spune Dumnezeu. Pe de altă parte, nu vor avea la fel de mult timp să se ocupe de lucrarea lui Dumnezeu. Deci asta este o problemă cu dus întors. Sunt avantaje și sunt dezavantaje. Să fii într-o organizație mare sau să nu fii într-o organizație mare. Dar Dumnezeu rânduiește mijloace și într-o parte și într-alta, dacă vede credincioșie și dacă vede dedicare, Dumnezeu găsește mijloace alternative pentru fiecare slujitura lui care s-a hotărât să facă voia lui Dumnezeu. Dumnezeu și din stâncă poate să dea cele necesare. Dumnezeu și din poate să trimită corbi să îngrijească de când vede un slujitor devotat care nu este într-o organizație și care nu se descurcă, Dumnezeu trimite corbii lui, are soluțiile lui, are metodele lui și Dumnezeu să îngrijește binecuvântat să fie Domnul. Amin. Apoi, dragii mei, problema duhului de partidă sau problema duhului de religiozitate care se găsește și între penticostalii cu cult și între penticostalii fără cult. Pentru că, dragii mei, predica aceasta este pentru penticostali. Atâta pentru cei din locul acesta, cât și cei care ne vor asculta pe YouTube. Deci predica aceasta este pentru penticostali. Și am văzut de multe ori un duh de religiozitate în biserici. De la membri obișnuiți până la păstori există în multe biserici duh de religiozitate. Adică una este Duhul Hristos, deci să ai Duhul Hristos, să ai râvna lui Hristos, să ai mintea lui Hristos și alta este Duhul de religiozitate. Știi cum se manifestă Duhul acesta de religiozitate? Zice, nu te uni cu ăla, că nu face parte din partida ta. Face parte dintr-o organizație diferită. Zice, are un alt păstor, zice, noi trebuie să fim doar cu cei din biserica noastră. Nu-ți dă pacea Domnului pe stradă, nu te consideră pocăit.
Deci ăsta este Duhul de religiozitate, că dacă nu ești în partida lui, dacă nu ești în religia lui, el nu te consideră pe tine pocăit. Sunt mulți asemenea frați care merg la biserici unde nu-i consideră pe alții la fel de credincioși ca și ei. Dragii mei, de multe ori am avut surprize în viață când am catalogat pe oameni după cultul din care făceau parte, am avut surprize să văd oameni chiar mai credincioși decât mine, din anumite culte sau anumite organizații sau neorganizații, al căror renume nu era unul așa bun. Și am avut surprize să văd oameni aceștia foarte credincioși. Am văzut oameni de la baptiști foarte credincioși, mai credincioși decât mine. Am văzut oameni de la creștini pe Evanghelie mai credincioși decât mine și de la care am avut ce să învăț. Sunt oameni din cultul pentecostal care dacă aud că ești dizident, nu te bag în seamă. Sau pe de altă parte sunt oameni de la dizidenți care au ură împotriva cultului și zic că ăsta e cu cultul lui după voia lui Dumnezeu. Dragii mei, că ești cu cult, că ești fără cult, Dumnezeu te-a chemat să slujești. Că faci parte dintr-o organizație, că nu faci parte dintr-o organizație, Dumnezeu te-a chemat la mântuire. Și trebuie să-L consideri pe fratele tău care s-a pocăit de păcatele lui, trebuie să-l consideri fratele tău, chiar dacă face parte din altă biserică, care nu e din aceeași organizație sau neorganizație din care ești tu. Trebuie să-l consideri fratele tău. Nu trebuie să existe certuri de partide, nu trebuie să existe ură. Uite ce zice în Ioan, la capitolul 9, versetele la 49 la 50, zice așa. Învățătorule, noi am văzut pe un om scoțând dracii numele tău și l-am oprit, pentru că nu merge după noi. Nu opriți, a răspuns Iisus, fiindcă cine nu este împotriva voastră, este pentru voi. Deci ăștia nu făceau parte din cultul ucenicilor. Și ucenicii ce au zis, nu face parte din gașca noastră, de ce să fie el cu Iisus să scoată dracii numele lui Iisus? Hai să-l oprim! Și așa fac unii astăzi. Măi, nu în cultul nostru, nu are autorizație de la noi. Nu ne-am pus noi ștampila peste slujirea lui, hai să-i băgăm pe țeroate, să-l oprim. Că nu face parte din gașca noastră. Da, Iisus ce a zis? Nu-l opriți. Nu-l opriți. Nu trebuie să fie oamenii cu voi ca să fie cu mine. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Nu trebuie să fie neapărat cu voi ca să fie cu mine. Și așa ne spune Domnul Iisus și unora din vremea de astăzi. Nu trebuie să fie oamenii neapărat cu voi ca să fie cu mine. Apoi, dragii mei, în 1 Corinteni, la capitolul 4, versetele 6 și 7, zice așa. Despre oamenii care se lăudau cu darurile pe care Dumnezeu le-a dat ca și cum ar fi ale lor. Zice așa, fraților, pentru voi am spus aceste lucruri în icoane de vorbire cu privire la mine și la Apollo, ca prin noi înșine să învățați să nu treceți peste ce este scris și niciunul dintre voi să nu se fălească deloc cu unul împotriva altuia. Căci cine te face mai deosebit, ce lucru ai pe care să nu-l fi primit și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Acum și privința aceasta a pentecostalului dizident sau fără cult, există multă laudă și multă religiozitate și zic la noi sunt darurile Duhului Sfânt. La aia cu cult nu sunt. Nu chiar așa. Sunt și în bisericile cu cult sunt daruri, deși există problema aceasta când multe biserici nu mai primesc darurile, dar totuși sunt biserici cu cult unde sunt daruri, deci nu este valabilă o generalizare absolută. O generalizare absolută nu. Da, în multe biserici pentru păstare nu mai sunt daruri, dar sunt și biserici pentru păstare cu cult unde sunt daruri. Și acum, problema e că deși în bisericile fără cult sunt mai multe daruri decât în bisericile cu cult, problema este că unde sunt daruri sunt și apar de multe ori probleme, adică unde sunt daruri apar de multe ori și abuzuri spirituale sau și falsuri spirituale. Și atunci sunt daruri, dar sunt și probleme. Și e bine să fie daruri, e bine să fie daruri, e bine să fie în biserică daruri, dar nu este ceva ce putem să ne lăudăm ca și cum ar fi al nostru, să zicem, numai noi bisericile dizidente avem daruri. Nu. Are Dumnezeu oameni cu daruri și în biserica universală. De aceea noi nu ne putem lăuda. Că dacă noi avem daruri și dacă darurile sunt de la Dumnezeu, darurile nu sunt ale noastre. Darurile sunt ale lui Dumnezeu. Și atitudinea noastră față de cei care au daruri nu trebuie să fie una de laudă ca și cum eu am ceva și una n-are. Și eu sunt mai șmecher decât el sau sunt mai bun. Nu. Atitudinea noastră trebuie să fie
de a ne ruga pentru cei care n-au să aibă și ei. Amin. Dar cum e asta? Că dacă tu te rogi pentru ăla care n-are să aibă și el, tu nu mai poți să fii cu ceva superior față de el. Că în momentul în care va primi și el ceea ce te rogi tu să primească, în momentul acela tu nu mai cu ce să te lauzi. Dar dacă tu ai atitudine de smerenie și de iubire și de dragoste față de fratele tău și îl vezi că e fără darul și te rogi Domnului să primească și el, înseamnă că tu ești un om care tu dorești bine la aproape de tot, binecuvântat să fie Domnul. Amin. De aceea, frații mei, și penticostalii cu cult și penticostalii fără cult, nu avem cu ce să ne lăudăm unii împotriva altora. Că sunt probleme în privința darurilor, la penticostalii fără cult sunt și trebuie să le rezolvăm. Trebuie să facem disciplină în biserică, trebuie să cercetăm darurile, trebuie să cercetăm prorociile. Că nu sunt daruri, nu sunt acceptate de multe ori la penticostalii cu cult, trebuie să ne rugăm pentru ei. Ca Dumnezeu să scoată de la ei proroci, să scoată și între ei văzători, să scoată lucrători puternici și sunt biserici care Dumnezeu a scos. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Și la noi ne rugăm ca Dumnezeu să curățească lucrarea care este binecuvântat să fie Domnul. Amin. Apoi, dragii mei, un ultim punct, nu știu dacă am spus la trecută, dar o să spun doar cu citim, în privința căsătoriilor. Cum am spus, în privința căsătoriilor, de multe ori la dizidenți, căsătoriile nu sunt căsătorii. Adică nu poți să fii botezat și să iei cina. Și să nu fii căsătorit cu alte, cu soția. Nu este o rânduială. Am vorbit despre problema rânduielii. Fiecare măsurar din trupul lui Hristos trebuie să fie rânduială. Deci dacă faci parte din Biserica lui Hristos, zici că ești pocăit, zici că ești pocăită, trebuie să fii căsătorit cu partenerul și partenera ta de viață. Nu poți să ai 5 copii cu nevastă ta și tu să zici că ești pocăit și nu vrei să-ți bagi actele cu ea. Trebuie rezolvată și problema aceasta actelor, dragii mei. Și apoi, tot în privința aceasta a rânduielii cu căsătorile, vedeți dumneavoastră, problema căsătorilor copiilor mici, la penticostalii cu cult, lucrurile sunt foarte clare. Și păstorii din cult foarte clar rânduiesc lucrurile acolo unde se duc și unde plantează biserici. Chiar am vorbit cu un frate care a plantat mai multe biserici în Telebom, undeva din țară, m-am întâlnit cu el la o conferință și spunea că la el în biserică, deci toți sunt căsătoriți, pentru că el a spus regula asta foarte clară. Deci cine vrea să boteze, cine vrea să vină pe calea Domnului, trebuie întâi să-și facă rânduiala aceasta. Și la Valea Lupătului și mai departe, la fratele pe care l-am întâlnit, aceeași regulă de procedură. În bisericile cu cult există o rânduială foarte mare și trebuie și în bisericile dizidente să fie rânduiala aceasta, pentru că e o rânduială bună, e după voia lui Dumnezeu, e biblică. Adică și în privința căsătorilor, copiilor mici, cum am zis, deci odată ce te pocăiești, renunți la tradiții. Nu mai ai voie, frate Pampi, nu mai ai voie să te implici, să faci o căsătorie între doi copii mici. Nu este după voia lui Dumnezeu, nu e biblic, nu e legal lucrul acesta. Odată ce noi ne-am pocăit, odată ce ne-am întâlnit cu Dumnezeu, renunțăm la tradițiile țigănești și românești. Și noi românii trebuie să renunțăm la tradițiile noastre păcătoase, dar tradițiile țigănești care spune să căsătorești doi copii mici care nu sunt, n-au 18 ani, trebuie renunțat. Nu că nu mai căsătorești nici cu copiii tăi, dar nu mai participi cu nimic la ceea ce înseamnă o căsătorie de copii mici. Pentru că asta nu e după Biblie, dragii mei. Am fost la un moment dat la București, la niște frați, acolo, și spunea un frate care a dat-o pe fata lui, nu mai știu câți ani avea, oricum era mică, și tot așa a căsătorit-o de mică și ăsta bărbatul, când s-a făcut un pic mai mare, deci să vă spun cum și-a bătut joc de ea, în ce hal și ce a făcut, mi-e foarte greu să vorbesc. Deci sunt niște detalii care nu se pot vorbi în biserică. De-aia căsătorii de mici. Și după aia îi părea rău. Deci trebuia să nu o fi, dar trebuia să o fi lăsat până la 18 ani. Dar odată ce faci greșeala și cargi Biblia, nu mai poți să întorci greșeala înapoi. Tu poți să te pocăiești, poți să-ți pare rău, dar consecințele rămân. Consecințele rămân și sunt multe cazuri de felul acesta. Lăsați-i să crească până când vor decide ei pe cine să ia. Lăsați-i să crească până la vârsta în care ei se pot căsători legal, până la vârsta în care te poți duce cu ei la sfat și acolo la primărie, ei au vârsta de 18 ani, au vârsta matură, sau măcar la fete de 16 ani, se poate.
îți dai semnătura. Dacă băiatul are 18 și fata are 16, se poate pe semnătură, dar nu mai puțin. Nu vă înjugați la astfel de lucruri, că nu sunt după voia lui Dumnezeu, dragii mei. Acum, că îți fuge copilul în lume, se duce cu cineva, asta e altă problemă. Dar una este când organizezi tu căsătoria. Când tu te duci și pomești și vorbești și spui atâta și atâta și ăștia doi trebuie să căsătorească. Deci ăsta e un lucru care nu trebuie făcut și trebuie și în privința aceasta, cum să spun, ca lucrătorii să rândească lucrurile, dar și biserica locală să ia o atitudine de reformă și să scoată aceste lucruri și să se lase rânduiți în privința aceasta, să accepte să fie rânduiți și să nu mai facă lucrurile acestea. Dumnezeu să ne ajute ca în toate lucrurile acestea să existe o reformă pentru toți care au mesajul acesta sub o formă sau altă, pe o cale sau altă. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin.